Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou video interactiv. Haideți să facem în această seară, așa cum v-am obișnuit, următoarele 72 de ore, să vedem ce vă așteaptă în acest timp ca și evenimente importante. Țin să precizez de la bun început că eu notez minutele pentru fiecare talare în parte, iar voi le veți găsi mai jos în descriere împreună cu datele mele de contact. Și că acest video este valabil și pentru doamne și pentru domni. Și haideți să trecem la cei care ați ales varianta numărul 1. Să vedem ce vă așteaptă în următoarele 72 de ore, evenimente importante. Aud ca și mesaj, norocul este de partea ta în următoarele 72 de ore, în ceea ce ține de un răspuns pozitiv pe care îl vei primi. Cineva aici, poate că unii dintre voi vreți să achiziționați o casă sau un apartament sau v-ați propus să... ca să spunem așa, să cumpărați un bun. Iar din câte văd, așteptați răspunsul din partea cuiva și vă spun eu de pe acum că răspunsul o să fie unul pozitiv. Poate alții dintre voi așteptați să vi se dea un răspuns dacă persoana respectivă este de acord cu o reducere, ok? Poate ați discutat în legătură cu... cât ar putea persoana asta să scadă din preț, ok? La achiziționarea acestui bun, apartament, mașină, teren, etc. Deși la foarte mulți dintre voi văd că este vorba despre o locuință. Cât de mult poate să scadă persoana asta în ceea ce ține de reducerea respectivă? Din câte văd, pentru foarte mulți dintre voi, cum am spus, răspunsul este unul pozitiv. Persoana asta o să accepte să vă facă reducerea respectivă. O să accepte să vă vândă cu acel preț. Pentru alții dintre voi, sunteți supărați când vine vorba despre o achiziționare a unui bun datorită faptului că vi se cere un avans, ceea ce voi sunteți în... E posibil ca foarte mulți dintre voi să fiți cu plata cash și să nu înțelegeți de ce persoana asta vă cere avansul respectiv când voi vreți să cumpărați instant, rapid și fără probleme. Nu văd că ar fi ceva neregulă, văd că doar cineva e ca și cum vrea să se asigure că veți cumpăra acea locuință. Pentru alții dintre voi durează o perioadă până este gata, poate este vorba despre o locuință nouă la care voi alegeți decorațiunile, faianța, agresia, etc. Ok? Pentru alții dintre voi, în clar viziunea mea, văd că poate fi vorba de locuință pe care ți-ai construit-o tu și acum este la gri și este ca și cum îți mai trebuie o sumă de bani, te împrumuți la cineva o sumă de bani în legătură cu finalizarea acestei locuințe, ceea ce se va întâmpla în toamnă prin luna octombrie, la sfârșitul lui octombrie, pentru cei care sunteți aici în situația asta. Pentru alții dintre voi... aud ca și mesaj, că dau dintr-un mesaj și în altul cum sunt eu, la talările mele. Am un gust amar în legătură cu această situație, spune cineva aici din Taur Berbec, Balanță, Fecioară. Spune, am un gust amar în ceea ce ține de această situație și nu am încredere deloc și nu miroasea bine. Poate fi vorba despre o colaborare din punct de vedere financiar cu o persoană care nu pare prea de încredere, un bărbat din câte văd eu. Dacă cineva îți propune o plecare, deci eu am mai văzut și la penultimul 72 de ore. Deci mă repet și acum și pentru doamnele, domnișoarele. Aveți foarte mare grijă în legătură cu propuneri indecente din partea persoanelor și dacă sunt prea cunoscute, nu contează. Și dacă le cunoști de 10 ani, nu mă interesează. Dacă cineva îți propune să pleci undeva într-o țară străină sau încearcă să spună că vei avea o viață mai bună acolo, că se va întâmpla ceva, wow, că persoana asta se va cumpăra haine, că sunteți atâtea domnișoare, ok, care vă îndrăgostiți atât de rapid de astfel de personaje, vreau să vă previn că la varianta numărul 1 eu asta văd și am văzut și în penultimul 72 de ore, să nu acceptați nicio propunere de călătorie, drum și așa mai departe. Dacă persoana asta te iubește, te iubește și în țara ta. Dacă persoana asta vrea să fie cu tine, va fi și aici. Dacă persoana asta vrea să lucreze, poate să o facă și aici. Sau poate să plece singură să lucreze și să întoarce după ce și-a făcut, ca să spunem așa, o rezervă. Sfatul este pentru domnișoarele sau chiar și doamnele, okay, care sunteți invitate de către cineva suspect,
să plecate într-o țară străină, că numai așa ar fi soluția unei supraviețuiri, aud ca și mesaj, sau că numai așa ar fi soluția ca voi doi să puteți să fiți împreună o perioadă bună de timp. Vezi că aici s-ar putea să fie despre cine vorbesc rac. Persoana asta să aibă puternic afectat rac, berbec săgetător. A treia energie, nu știu cine să fie în ecuația asta, pești. Ok? Ori tu dacă ești pești, trebuie să ai grijă. Ori tu dacă ești rac și ai de-a face cu cineva din pești, ai foarte mare grijă. Dacă persoana asta are puternic afectat pești, ai foarte mare grijă. Ok? E posibil să fiu un pic naivă sau să... Nu mă interpreta greșit. Naivitate, eu o numesc în îndrăgosteală, din dragoste. Acea vulnerabilitate în care nu mai vezi pe nimeni și nimic. Ok? Și posibil să ai chestiunea aia tulbure de nu mai văd realitatea, dar văd doar persoana asta. Exact? Iar tu să nu mai vezi în jurul tău conflictul care se petrece. Și anume că persoana asta are gânduri suspecte și periculoase vis-a-vis de tine și de partea financiară care interesează pe el. Pentru alții dintre voi e posibil să ai de-a face cu cineva din fecioară, ok? Un bărbat din fecioară, femeie, ia cum rezonează, care are a treia energie, rac. E în conflict, bărbatul ăsta mai trăia cu cineva din rac sau pești, nu știa, era încă ancorat într-o decepție din trecutul lui și nu ți-a spus, într-o indecizie. Văd că ai abandonat persoana asta și către tine s-a manifestat o zodie de apă, pentru că tu clar ai de-a face aici cu o zodie de pământ, sau ai avut de-a face cu zodie de pământ și o zodie de apă. Un drum în următoarele 72 de ore, sau mai, de fapt drum, mai multe drumuri în rezolvarea unor aspecte pe care... Iarăși, deci zic când am zis drum, de două ori mi-a sărit un drum de seară. Cineva la un drum de seară urmărește o persoană aici, un bărbat te urmărește. Cineva care este într-un conflict foarte mare, un bărbat urmărește, ori tu urmărești persoana iubită, ori persoana iubită te urmărește pe tine ca femeie. Dacă ești femeie, persoana asta te urmărește. Este și o gelozie, și o rivalitate, competiție, în legătură cu teama asta că tu ai putea să-ți fi găsit pe altcineva deja, tu ca doamnă, femeie, ok? Bărbatul ăsta se simte în competiție pentru că nu a luat atitudinea la momentul, timpul potrivit vis-a-vis de tine. Posibil să te urmărească la locul de muncă, poate persoana asta știe unde muncești. Depinde în ce domeniu ești, manifestă regrete față de tine. Mai ai o zodie de apă aici care suferă după tine. Deci aici sunt două persoane care suferă după tine. O zodie de pământ, eu am o fecioară, rac, deci... Ori luna în fecioară, luna în gemen, să aibă bărbatul ăsta, uite, gemen, fecioară, rac, să aibă una dintre astea trei, puternic aspectat. Și mai o zodie de apă care te regretă aici. Ce e cu regele ăsta de copil? Trebuia să cadă jos, o secundă. Zodia asta de apă este cineva foarte cunoscut ție. Pentru că vă cunoașteți din copilărie, ați trecut teste, lecții împreună, ați împărțit momente împreună, probabil să fi trecut împreună peste o lecție foarte prețioasă în ceea ce ține de o traumă din copilărie pe care ați avut-o ambii. Pentru alții dintre voi, asta este o conexiune de tip suflete gemene, în care voi a trebuit împreună ca și suflete de copii răniți, ok, copilul din tine, să rezolve o lecție în viața asta sau să rezolve o karmă pe care ați avut-o împreună, doar împreună putea fi rezolvată, să vă ajutați reciproc în legătură, despre ce vorbesc acum, ascendent în Capricorn, să ne înțelegem, sau Capricorn puternic aspectat, amândoi cred că aveți puternic aspectat Capricorn, ați venit cu această karmă de împlinit amândoi, ceea ce are legătură cu partea asta de copilărie, traume din copilărie, copii abuzați, copii răniți, copii neiubiți, copii ați rămas și acum, asta este ideea. De a-ți trata copilul din tine și a face pace cu el. Asta a fost scopul tău și al acestei persoane împreună. Pe mai departe, nu știu care va fi scopul, pentru că din câte văd persoana asta
orice ar face, parcă nu se poate rupe de tine. Tu dacă ești bărbat, nu te poți rupe de femeia asta care ți este suflet geamul. E o, parcă e o bucată din tine și de câte ori pleacă din viața ta. Sau indiferent că ar fi departe de viața ta, tu consideri că persoana asta o simți în, în sufletul tău în permanență ca și cum ar fi parte din tine, ok? Da, cum e pace și liniște? Văd că nu se vorbește între tine și persoana asta. Deși vă simțiți prezența unul celuilalt, mai mult bărbatul simte prezența femeii. Vreau să văd regina de monede și diavolul. Doamnele probabil care vorbesc în situația asta astăzi, leu cu casa a doua în pești și ascendent în capricorn. Dacă ești bărbat din leu, berbec, săgetător aici sau capricorn, ai o problemă cu un automobil sau o mașină. E posibil să trebuiască să schimbi mașina sau cred că mașina ta s-a defectat sau se defectează, se întâmplă ceva în următoarele 72 de ore. Pentru că ai nevoie de o reparație, ori până la urmă spui e prea veche, nu vreau să mai țin mașina asta, vreau o mașină nouă. Culoare, ca și mașină, văd că e vorba, poate să fie vorba și de mașină alb, neagră, galbenă, ok. Foarte mult gri. Deci alb, alb și gri. Foarte mult gri. Pentru alții dintre voi poate fi vorba de un ATV. Vreți să vă cumpărați un ATV. Iar pentru alții dintre voi vreți să dați permis, să luați permisul, ca să spunem așa, ori are o legătură cu... Trebuie să aveți foarte mare grijă pentru cei care aveți mania asta, motocicletă, ok? Și nu puteți să vă abțineți pentru că văd o călătorie aici în ceea ce ține de partea asta într-o zonă muntoasă. Nu știu în ce zonă sunteți, dar vreți să faceți treaba asta. Aveți foarte mare grijă. Pentru cei care aveți mania asta a curselor pe motocicletă, aveți foarte mare grijă pentru că nu vă ceva foarte wow și ok aici. Adică o văd împreună cu doi bărbați la un drum, indiferent că sunteți doamne sau bărbați, pentru că... Pentru că trebuie să vă previn. Nu e ok. Ok? Aveți foarte mare grijă. Adică dacă vreți să plecați la drumul ăsta, e posibil vremea să nu fie favorabilă. Depinde, de-aia spun în ce zonă sunteți. Pentru că eu văd o alunecare, o alunecare în ceea ce ține de treaba asta cu motocicleta, într-o zonă umedă, alunecoasă și așa mai departe. Eu am văzut o zonă muntoasă. Ok? Chiar v-aș ruga să aveți grijă. Următoarele 72 de ore pentru cei de la varianta numărul 1, evenimente importante. Nu știu ce are persoana asta. Nu știu ce are persoana asta de mă face să mă simt astfel. Spune cineva aici despre tine, ori tu spui despre o persoană. Nu știu ce are persoana asta magic, mă face să mă simt într-un fel. Nu pot să renunț la persoana asta, este magie pură pentru mine. Cineva s-a îndrăgostit foarte tare de tine, ori tu te-ai îndrăgostit foarte tare de cineva și simți că persoana asta este magică. Aduce foarte multă pozitivitate, că aduce foarte mult un vibe, ceva fresh, nou în viața ta, ok? Că totul este reînnoit între tine și această persoană. Poate pur și simplu vă cunoașteți deja. În trecut poate n-ai știut ce să faci cu persoana asta, poate este ceea ce vorbeam mai devreme, conexiunea de tip suflete gemene. Dar acum totul s-a schimbat, energia acestei persoane este diferită, tu ești diferit sau diferită, totul este diferit între voi, totul este nou-nouț. Exact, nu mai contează ce a fost în trecut, contează ce va fi de acum încolo. Mai ales în special că a scăpat, ambii ați scăpat. A stat între voi o femeie din Scorpion, gemeni, balanță, vărsător, ce e cu regina asta de săbi. Poate, uite, o femeie în conflict în ceea ce ține de relația dintre voi doi. O femeie care tot timpul avea un conflict cu voi. O femeie care se băga între voi. Poate fi mama bărbatului, poate fi fosta bărbatului, poate fi o femeie geloasă, mamă geloasă, soră geloasă. Ia cum rezonează. Și cum a dispărut regina asta de săbi? Ia să vedem. Cum a ieșit din ecuație? Ori poate fi fosta acestui bărbat cu care are un copil. Cum a ieșit din ecuație?
pur și simplu bărbatul ăsta nu mai dorește, nu mai are nicio pasiune față de ea și magia s-a rupt. Deci manifestarea malefică a acestei persoane s-a rupt. Ea a fost folosită, ca să spunem așa, numai pentru lucruri financiare și poate fi sau a fost o femeie foarte interesată din punct de vedere financiar vis-a-vis de bărbatul ăsta. Și bărbatul ăsta a detectat-o, ca să spunem așa, că ea a avut un interes doar financiar. Ori viceversa, poate ea a fost folosită din punct de vedere financiar de bărbatul ăsta. Ea fiind, pentru că există o diferență de vârstă cu împărăteasa, poate fiind mai în vârstă cu 10 ani decât bărbatul ăsta sau depinde, ok? Este cineva care a fost la o cale de disperare și n-am nici prea o veste prea bună aici, sinceră să fiu, pentru că cineva are probleme psihice destul de grave aici. Ce e cricina asta de țări? De ce văd așa? Cineva poate să fie la un arest la domiciliu, ori închis la domiciliu, ori închis într-o instituție, când am spus cu probleme psihice sau emoționale, din păcate. Este o femeie în vârstă, dar o femeie care face un joc murdar. Deci dacă voi sunteți șantajați emoțional de o persoană de astfel natură, trebuie să știți că persoana asta face un joc murdar. Cu 7 de săbii încearcă să se prefacă că are o problemă sau că joacă de fapt un teatru ca să te impresioneze ca bărbat. Dacă tu ești bărbat care te uiți la mine acum și iubești o femeie și o femeie te șantajează emoțional că are probleme emoționale, uite, ai încredere în mine că se preface. Acum, o parte din ele nu avea, nu zic că nu, dar ceea ce face cu 7-le ăsta de săbii nu mai știe ce să facă din disperare ca să te facă să te uiți către ea, ok? 7-le de săbii, de ce face teatrul ăsta? Uite, oricum nu mai funcționează la tine cu diavolul invers. Nu mai funcționează, că ai înțeles ce fel de persoană. Ai înțeles că face treaba asta. Uf. Îți face ție. Tu ești pești capricorn care îți face treaba asta. Și rac. Ție îți face. 8 de săbii și 4 de bute. Nu, tu nu mai ai nicio... Uite, iar pești văd. Pești săgetător. Tu nu mai ai atracție fizică față de femeia asta. Regele de bătăi invers vorbește despre no way, față de tine nu mai simt nimic, o să te dai și cu fundul de pământ, nu. Și aici este și o roată care s-a întors cuiva, poate chiar femeia asta este săgetător, e și o roată care s-a întors cuiva, sau balanță, pentru că doamna în poziția respectivă, tu dacă ești femeie și te uiți la mine, a făcut lucruri destul de mizerabile când vine vorba de tine ca să facă bărbatul ăsta să stea cu ea. Iar acum roata s-a întors. Uite, roata s-a întors pentru că ea te-a ținut foarte mult timp departe de bărbatul ăsta. Posibil să fi stat 3 de la împărăteasa, 3 ani cu bărbatul ăsta și pe tine te-a ținut departe. Voi era suflete gemene și femeia asta te-a ținut departe făcându-i fel și fel de șantaje emoționale, farmece, manifestări energetice negative. Încercând să bage bărbatul ăsta în vicii și l-a și băgat din câteva cu diavolul 7 de săbii și 8 de săbii, încercând printr-o viclenie, dacă tu ești bărbat și tu ești la mine, trebuie să te trezești. Femeia asta, încercând printr-o viclenie, a încercat să te lege cu anumite aspecte din viața ta, nu știu pentru cine vorbesc acum, dar vă rog frumos să lăsați mesaj. Cine îți face treaba asta, vezi că îți face o manipulare sub orice formă, să depinzi de viciile respective sau de legătura respectivă ca tu să nu poți să pleci, ok, să fii cu cine iubești sau cu cine vrei sau închizându-te într-un stil de viață vicios, periculos, dependent, financiar, de orice natură, ca tu să crezi, ca tu să ajungi, să te învârți în cer, ok? Asta a fost și ideea și psihologia. Deci ai de-a face cu cineva care, da, pot să spun că este o persoană dezechilibrată mental să poată să facă chestia asta, dar în sensul periculos. Femeia asta este în sensul periculos. Poate chiar o femeie din pești. Mie mi se arată foarte multe zodii, de foarte multe ori când vă spun, poate să fie toată astrograma persoanei respective. Voi știți ce mai bine zodia. Ideea este că femeia asta e o femeie periculoasă, dacă ești bărbat și te uiți la mine, trebuie să te trezești. Dacă tu te-ai dat femeia pe care o iubești la o parte pentru așa ceva, trezește-te, femeia asta te folosește. Și, de fapt, eu văd că te-ai trezit cu diavolul invers pentru că nu mai funcționează cum te-ai trezit sau cum te trezești cu diavolul invers. Uite, întotdeauna spun, uite-te puțin, diferența. Asta înseamnă o conexiune divină curată, dreptatea câștigă întotdeauna și asta înseamnă ceva karmic care s-a încheiat. Deci a fost totuși o karmă.
A fost totuși o lecție de învățat. Să-ți apreciezi persoana pură și curată care te iubi cu adevărat. Nu astfel de conexiune toxică din toate punctele de vedere, ok? Trebuie să respir, că de câte ori mă gândesc la astfel de conexiune, parcă mă simt constrânsă eu. Pentru că îmi imaginez tipul de conexiune de obsesie. Eu am făcut toată viața mea de obsesii, ok? Și asta chiar este obsesie de-aia bolnăvicioasă. Adică gen, te scot pe ușă și intri pe geam sau... Ok? Nu aș vrea să am de-a face cu astfel de conexiune și ceea ce văd în clar viziunea mea acum. Și de foarte multe ori am încercat să o înțeleg și să consider că persoanele astea au nevoie de ajutor medical. În multe dintre cazuri trebuie să recunoaștem că bărbații sunt de vină pentru că femeile au ajuns în felul ăsta, dar sunt și bărbați care ajung în felul ăsta pentru că li s-au dat speranțe și pe undeva au și ele dreptate sau ei dreptate să ajungă așa. Dar de foarte multe ori trebuie să te trezești să-ți dai seama că nu e sănătos, e puțin spus, și că dacă ții o persoană sau faci orice tertipuri sau orice joculețe mizerabile de genul ăsta să ții persoana asta lângă tine, tu trebuie să conștientizezi că nu te vrea și nu te iubește și stă pentru că tu faci jocurile astea. Și că la un moment dat oricum te va părăsi sau ești ca și nu ești în relație cu persoana respectivă, ești ca un decor că vrei să rămâi acolo în jurul acelei persoane care se perinde prin jurul lui. Cred că m-am făcut destul de înțeleasă. Cu siguranță. Profundă varianta numărul 1. Mai vreau o energie pentru cei de la varianta numărul 1. Evenimente importante. O femeie aici tot șantajează că se omoară. O femeie șantajează că se sinucide. O femeie... Deci... Ne. Asta e șantaj fals. Asta e șantaj fals și o să iasă la suprafață. Ne. Deci este un șantaj fals. Este ceva repetitiv care deja a expirat și nu mai are niciun farmec. Pam, pam. Pentru că roata cu 8 de 10 de bute. Adică cineva, bărbatul, împăratul, a început să se trezească aici că nu e o realitate. Cineva șantajează cu chestiunea asta doar pentru ca bărbatul să întoarcă la ea. Ok? Ce va face bărbatul către femeia asta? Următoarea 72 de ore. Ce va face către ea? Nici măcar nu se poate apropia de ea. El simte nevoia să fie brutal și violent față de ea pentru că nu o suportă. Deci aici un bărbat nu suportă o femeie. Nici suportă... Automat, exact cum am spus, dacă o persoană te iubește, poți să faci orice. Poate poți să o șantajezi persoana aia cu un copil sau cu orice. Da, se va comporta violent. Sau dacă s-au făcut lucruri oculte, ăsta e reversul medalii. Violență tot față de femeie care a făcut treaba asta. Și anume... dragoste forțată cu reversul medalii, violență. Eu și văd în clar viziunea mea aici că o femeie... a fost lovită sau bărbatul s-a comportat violent cu ea datorită faptului că ea a făcut lucruri oculte, iar el s-a trezit pentru că asta este justiția și automat ăsta e reversul medaliei pentru că a văzut exact așa cum este. Da. Ce va face că trea cu 5 de bute? Uite, orice, dar nu cu ea. Cu orice altcineva, dar nu cu ea. S-ar duce cu orice altcineva, dar nu cu ea. Oricine altcineva și orice altceva, am zis bine, nu mai are niciun farmec. Niciun farmec. Nu mai este nicio speranță, s-a terminat. Dar de ce ai stat din asta de moment așa mult pentru situația asta? Are legătură cu bani, îl urăște pe bărbatul ăsta din pești. Ea este o femeie, dacă tu ieși și te uiți la mine, că cineva îmi spune mie aici așa că tu te uiți la mine. Sunteți mai multe categorii. Chiar dacă sunteți doamnele care ați fost lăsate de bărbatul ăsta pentru femeia asta, femeia asta se uită la mine. Femeia asta se uită la mine. Și îmi pare rău pentru tine. Dacă te uiți la mine, îmi pare rău pentru tine.
Dar mă bucur că trezi la mine, că trebuie să auzi mesajul ăsta. Încetează să mai faci lucrul ăsta pentru că îți ratezi viața ta, ok? Bărbatului ăsta nu-i pasă, ca să înțelegi. Ura ta nu se spele cu nimic pentru că bărbatul ăsta a făcut uz de banii tăi. Sau care a fost situația, pentru că trebuie să... Simt că trebuie să comunici mesajul ăsta. Întotdeauna când faci ceva, trebuie să-ți asumi. Și poate că trebuie să consideri că din lecția aia te-a făcut mai puternică să poți să mergi mai departe și să te prețuiești și să te apreciezi mai mult și să consideri că meriți mai mult decât așa ceva. Pentru că și cu și fără lucruri oculte sau ce vrei tu să spui, bărbatul ăsta e un bărbat materialist și n-a vrut altceva de la tine decât să facă uz de ce ai avut tu de oferit, ori să facă uz de tine în orice altă formă. E urât spus, dar dacă tu chiar te uiți la mine, vreau să te trezești, că nu e ok. Și șantajul ăsta emoțional, nouă de săbii, ia să vedem. Că vorbind între noi, știi că este un șantaj emoțional, nu atrage pe nimeni. Și eu o spun de foarte multe ori. Uite, nu are ce, e, secretul a fost dat la suprafață. Cineva trebuia să audă asta aici. Uite, magician și diavolul. Cineva cu farmece, peste farmece, peste farmece, peste farmece pentru dragoste necurată care nu mai au niciun efect. Și n-au avut niciodată vreun efect. Ok? Cred că am spus totul. Cineva aici trebuie să-și asume faptele și să meargă mai departe. Să-ți asum faptele astea reprezintă maturitate. Nu atrage pe nimeni victimizarea și șantajul emoțional. Nu e sexy cu nimic. Nu e interesant cu nimic. Poate asta într-un fel te motivează. Nu... Eu una, dacă aș fi bărbat, pe mine nu m-ar atrage așa ceva. Aș fugi din stat. Cred că ar trebui să te pui și tu puțin în locul unui bărbat care te uiți, să zic că nu te-ar atrage așa ceva și nici la un bărbat nu te-ar atrage așa ceva. Dar situația este diferită la tine și anume, sau la cine trebuie să audă mesajul ăsta, că persoana aia nu ți împărtășește niciun fel de sentimente și că orice ai face și bine și rău și nu contează, asta tu arăți că nu te iubești pe tine deloc. Să mai permiți să mai continui așa, adică îmi fac mie rău să impresionez persoana aia să stea cu mine, îți distrugi viața. Persoana aia oricum e mișcată cu nimic. Concluzia. Concluzia mea, este un bărbat învărsător. E un bărbat nou pe care îl vei cunoaște. Clar. Concluzia. Și o maturizare spirituală, să știi. Ori aici este posibil să lași pe cineva, uite, să înțelegi, poate cineva aici trebuie să înțeleagă că nu mai recuperează, poate durerea ta, sau pentru alții dintre voi, că sunt mai multe mesaje, durerea cuiva a fost aici că nu poți recupera banii de la o persoană, i-ai dat niște bani și n-ai putut să recuperezi bani de la persoana asta. Te doare că persoana asta te-a folosit din punct de vedere financiar. Nu contează, poate între doi tovarăși, între două prietene, poate a fost vorba de o sumă de bani, de un împrumut, orice. Aici este și o frică a cuiva să nu se afle adevărul în adevăr. Ok? Da, s-a aflat. Cuiva aici este... Poate ai pierdut o sumă de bani într-un împrumut sau într-un avans sau orice ai făcut tu și te doare că nu mai poți să recuperezi suma aia de bani. Mergi mai departe, n-ai de ce. Oricum se va face judecată pentru chestia asta. Poate este un proces în care ai pierdut o sumă de bani sau ai considerat că n-a fost cinstit și chiar n-a fost cinstit în ceea ce ține de suma ta de bani. Concluzia? Concluzia aici că e o persoană care este falsă și a fost numai pentru interes financiar, o să explodeze planurile în față și este un bărbat. Pentru alții dintre voi, poate că un bărbat aici avea o afacere foarte bine pusă la punct în ceea ce ține de mai multe domenii, orice domeniu. Eu văd mai multe. Poate să fie vorba de 7 de săbii, o manipulare, minciuni, diverse planuri malefice. Depinde de persoană, la fiecare persoană ar fi minții diferit. Cuiva explodează minciunile în față aici și
E ca și cum persoana asta încerca să influențeze persoanele din jur în legătură cu... adică văd pe cineva, dacă este vorba de un bărbat din grupul vostru de prieteni, cineva împrăștia minciuni la fiecare, cineva spunea lucruri mincinoase la fiecare, de parcă persoanele alea nu s-ar mai fi întâlnit una cu cealaltă să-ți mai audă adevărul vreodată. Ok? Și aici văd că cuiva o să explodeze planul ăsta în față. Asta e puțin că și mie mi-a spus același lucru. Asta e puțin că mie mi-a spus asta. Cineva a putut să-și ia apărarea foarte bine până acum și i-a fost teamă că să afle adevărul. Dar adevărul vine la timp din partea unor persoane care au și dovezi. Dacă tu ai o persoană falsă lângă tine, să știi că cineva o să-ți arate adevărul despre persoana asta și o să te uimească. Poate că n-ai vrut până acum să vezi adevărul. Atât am avut și pentru cei de la varianta numărul 1, vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor, vă pup. Haideți să trecem la varianta numărul 2. Bun, am revenit cu varianta numărul 2. Haideți să vedem. Pentru cei de la varianta numărul 2, următoarele 72 de ore, evenimente importante. Parcă te-am mai cunoscut odată, parcă te cunosc o viață. Aud un mesaj pentru următoarele 72 de ore. Energia în ta îmi pare familiară. Mai aud ca și mesaj faptul că te revăd și în formatul ăsta, faptul că simt asta pentru tine, la această revedere dintre noi doi, spune multe. Parcă mă simt cu tine de parcă aș fi trecut într-o altă dimensiune, ok? Într-o altă realitate paralelă. Ai o discuție foarte profundă cu persoana asta. Nu vă mai recunoașteți deloc unul pe celălalt pentru că a fost o moarte și renaștere. Moartea. O moarte și renaștere. Ambii v-ați schimbat. Ambii ați schimbat energia voastră. Ambii ați ieșit din zona eremitului și anume ați aprofundat. Ambii ați făcut acea muncă interioară, Dark Night of the Soul. Ambii... ați reușit să învingeți temerile, fricile, perioada de izolare. Cumva universul te-a ținut în perioada de izolare până ți-ai învățat lecțiile sau până ai înțeles ceea ce trebuia să schimbi sau până ai înțeles ceea ce trebuia să faci tu ca și muncă sau să depui ca și efort, ok, în ceea ce ține de tine, nu altcineva. Iar acum este timpul fericirii tale, aud ca și mesaj. În care vei vedea lumea într-o... vei avea o totală... nu știu cum să spun, că vreau să spun mai multe lucruri o dată. Vei avea o viziune diferită asupra lumii, total diferită, și anume o bucurie foarte mare. Înainte vedeai totul foarte întunecat, negru, persoane rele, 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 etc. Acum viziunea ta este diferită total. Culmea că întâlnești numai persoane pozitive, le vezi partea frumoasă, automat din moment ce tu te-ai vindecat sufletește și eu spun de foarte multe ori, tu alegi dacă vrei să vezi partea întunecată sau luminoasă a unei persoane. Bineînțeles că sunt persoane care, de la care n-ai ce să scoți sau n-ai cum să scoți o parte luminoasă dacă ea chiar nu există în persoana respectivă, dar în general sunt... Și atunci tu alegi dacă vrei să vezi partea, sau persoana respectivă alege dacă vrea să împartă cu tine partea luminoasă sau partea întunecată. Ei, tu ai partea acum de persoane care sunt tribul tău și vin către tine cu foarte lumină, foarte multă lumină, exact așa cum ești tu. Tu acum ești lumină, multă lumină. Voioșie, fericire, pozitivitate, ești în perioada de manifestare pozitivă față de tine, lăsând trecutul și decepțiile din trecut. Te-ai desprins din cuibul tău și anume din rădăcinile pe care le aveai cu familia ta, cu dependențe, ascendenți, descendenți, aud. Comunici cu foarte mare ușurință în perioada asta și este și o... ai avut o perioadă în care nu ai socializat prea ușor, ori parcă aveai tot timpul o piedică la limbă, să spun așa, nu puteai să socializezi atât de ușor sau nu puteai să te exprimi atât de ușor sau
Simțeai tot timpul că ești neînțeleasă sau neînțeles. Acum s-a dus acea senzație, te simți înțeleasă sau înțeles de toată lumea. A fost un proces și n-a fost un proces ușor, în niciun caz. Pentru cei care vă uitați, n-a fost un proces ușor, a fost un proces de creștere din punct de vedere spiritual, cu manifestare spirituală. Pentru cine vorbesc acum, cu siguranță ești lucrător sau lucrătoare într-o lumină, ori pur și simplu, pentru alții dintre voi, poate chiar un lucrător sau o lucrătoare într-o lumină te ajută să ajungi așa. Poate ai nevoie de persoana asta tu ca bărbat, poate ești într-o perioadă pierdută din viața ta, în care ai nevoie de ajutorul acestei persoane și este cineva care o să te ajute aici să treci peste această decepție. Sau o perioadă de depresie. Ori dacă ești lucrător într-o lumină, ai avut niște misiuni, 3 misiuni dintr-o dată. Următoarea 72 de ore pentru cei de la varianta numărul 2. Un nou început. Pentru cei care v-ați pierdut speranța, cele care v-ați pierdut speranța în dragoste, știi cum se spune, cunoști dragostea când te aștepți cel mai puțin. În cazul de față este foarte adevărat. Și anume, pentru că ai învățat să te iubești pe tine și nu doar pe copertă și în ghilimele, ci cu adevărat, ai un nou început în față plin de fericire, care vine foarte, foarte, foarte rapid, niște discuții foarte pozitive pe care le vei avea peste tot în jurul tău. Și exact când te aștepți mai puțin, următoarele 72 de ore, apare sufletul pereche, persoana potrivită pentru tine, care este cine? Cine este persoana asta? Posibil să vă cunoașteți prin intermediul locului de muncă, posibil să vă știți deja pentru alții dintre voi, posibil ca persoana asta să te fi știut, dar n-am îndrăznit să intre în discuție cu tine până acum. Posibil să existe, cum am spus mai devreme, o moarte și o renaștere și anume o schimbare totală în care tu nu mai recunoști persoana asta și persoana asta nu te mai recunoaște. Sunteți schimbați în bine și de data asta vă înțelegeți, nu mai este ca în trecut. Ok? Cine este acea persoană? Este cineva ca și tine care a învins fricile sau este pe cale să învingă fricile, temerile, bariera. Cineva a dat bariera jos, aud ca și mesaj. Pești leu. Vărsător. Capricorn. Cine e bărbatul ăsta? Cine e persoana asta? El apare ca și împărat, pentru că este sufletul tău pereche, da? Ce zodie o fi? Cine e împăratul? Ce zodie? Cine e? Mi-a apărut aici pești, scorpion, leu. E menit să se întâmple. Bărbatul ăsta vine cu conversație către tine în următoarele 72 de ore. Ia să vedem cum vine către tine persoana asta. E posibil să vrea să te contacteze cum cu 3 de cupe. E posibil să te contacteze prin altcineva pentru că tu nu vrei să-i mai răspunzi la telefon. Da, e posibil să pună pe altcineva. Nu mai vrea să te mintă. Vreau să spună că a terminat cu energia aia pe care eu am văzut-o la varianta numărul 1. Ok? Și că i-a fost greu să ia o decizie. Dar nu mai vrea să te mintă, vrea să spună adevărul și persoana asta o să spună un adevăr, ceea ce am vorbit la varianta numărul 1, o să auzi tu din gura acestei persoane. Ok? Și ia să vedem, care este adevărul de care se ferește sau n-a putut să-l spună până acum? Ia să vedem. Care o depresie, care cu nouă că se simte vinovat? Șantajat emoțional de acea femeie, nu vinovat. Care este adevărul pe care n-a putut să ți-l spună? În legătură cu ce nouă de săpi și luna? Că i-a fost frică să te iubească, că i-a fost frică că o să-l faci să sufere, că i-a fost frică că o să-l părăsești, că îi pare rău că te-a dezamăgit, că îi pare rău că ți-a făcut lucrurile astea, că nu are atât de bine, nu stă atât de bine financiar pe cât ți-a spus ție, că are o problemă pe partea financiară și cu astfel de bute. What?
Pentru alții dintre voi, persoana asta are o problemă sexuală? Probabil de orientare sexuală. Care ar fi problema cu asta? Care ar fi secretul cu asta? Uite. Nu știu cum să o spun. Cineva este o persoană, cum să spun că e o persoană, nu pot să spun asta, nu, îmi vrea să zic cineva e o persoană nimfomană aici. Cineva are chestia asta, ok? Eu mă consider ca, da, se spune că e o afecțiune, e o afecțiune, da. Cineva are afecțiunea asta și nu știe cum să spună că are această problemă. Oricineva are o... chiar o problemă de funcționare corespunzătoare. Înțelegeți voi? Ok. Cineva funcționează în anumiți termeni, cu anumite peisaje. Cineva este codependent de filme indecente, încât lumea lui se învârte astfel în jurul acele lucruri și este foarte greu. Și pentru, dacă nu știați, chestia asta chiar poate fi o problemă. Adică pentru foarte, pentru foarte mulți bărbați, dar nu numai bărbați, și femei, poate fi o problemă. Și anume să faci o dependență de așa ceva, ok? Și să fie foarte greu să te obișnuiești în realitate. E un fel de second life, știi? Dacă mai știți jocul Second Life sau cine știe jocul Second Life, e un fel de realitate virtuală. O secundă, nu. E foarte important aici să aflu 7 de cupe și regina de cupe. Da, ăsta e secretul. Ăsta e secretul. Cineva are, trăiește două vieți. Adică e posibil să aibă și o viață de noapte, e posibil să fie și așa, dar cuiva i-a fost rușine să recunoască. Ori, pentru alții dintre voi, cuiva i-a fost rușine să recunoască că este o persoană bisexuală și place ambele părți, să spunem așa, ok, s-a îndrăgostit de tine. Ce greu pe mine să comunic mesajele astea. S-a îndrăgostit de tine, dar am spus, mi-e greu să comunic mesajele astea. Care este problema cu asta de bute dacă persoana asta este bisexuală? Iar regele de monede, deci clar e de face cu cineva de taur fecioară capricorn. Care este problema cu regele de bute și asta de bute? Cuiva e frică rău să se află adevărul aici. Nu de bute și asta de săbii. Posibil pentru alții dintre voi cineva face ceva cu o persoană de același sex pentru bani. Și a fost rușine ca tu să afli treaba asta. Care este teama de a... De ce se teme aici să se afle în adevăr? Ce adevăr? Ce adevăr? O, aici nu vreau să intru, în zona asta nu vreau să intru. What? Asta nu. Și cu toate că nu, am să le spun că eu am
un profil strict pentru persoanele peste 18 ani. Cineva are o problemă aici sexuală și nu este chiar atât de simplu precum pare, nu va fi pentru toată lumea valabil, dar aș vrea să faceți o imagine pe cărțile astea două. Știți că șase de cupe înseamnă infant, mic, ok? Și diavolul. Cineva are o problemă pe chestia asta. Pentru alții dintre voi trebuie să spun, ai foarte mare grijă dacă ai un părinte vitreg în casă. Ai foarte mare grijă să nu-l lași cu copilul tău singur, ok? Te-aș sfătui să ai foarte mare grijă la chestia asta. Să ai foarte mare grijă cine stă lângă copilul tău. Pentru că aici cineva are o chestiune de genul ăsta și să știi că o să afli. O să afli. Cineva este foarte perturbat aici din punct de vedere psihic pe partea asta. Lăsând gluma la o parte, nu este prea în regulă. Și cuiva este rușine să se afle adevărul ăsta care trebuie să se afle. Pentru că dacă persoana asta stă lângă copilul tău, ori poate să aibă chestia asta în general, ok, e destul de grav. Chiar vreau să lăsați în comentarii. Chiar că de fiecare dată descoper lucruri noi pe la etalările astea de 72 de ore. Pentru alții dintre voi vă vindecați dintr-o dată, ori pur și simplu spuneți, a fost ceva emoțional, atât. Am suferit de o depresie, pur și simplu, nu știu ce am avut, nu știu prin ce am trecut, nu știu de ce m-am comportat așa sau nu știu de ce am simțit așa. Mă simt tare bine dintr-o dată. Parcă de mâine dimineață începând, ori chiar de la 4 dimineața aud ca și oră. 4 dimineața, te simți extraordinar de bine. Încep să te simți extraordinar de bine. Este în cauza? Cauza este că te lămurești cu ceva ce ține de partea sentimentală, ai lăsat pe cineva în urmă, nu te mai stresează persoana aia, sau ai trecut peste o decepție în dragoste, oriceva ce era ca o suferință, ok? Pentru azi dintre voi o legătură energetică pe care o mai aveai cu cineva care nu te lăsa să pleci. De ce te simți bine cu energia asta? Că ai învățat să te iubești pe tine și pentru că vei cunoaște dragostea adevărată și curată, că ai depășit un conflict cu o persoană pe care nu te mai doreai din viața ta, că ai reușit să ții la distanță, să respingi minciuna. Eu totuși vreau să întreb cine vine către tine aici cu soarele și patule să vin în următoare 72 de ore. Cine? Persoana ta iubită o să pună a treia energie, ceea ce este o femeie, să te caute pentru că el vrea să vorbească cu tine și tu nu mai ai acces lui să vorbească, nu îi mai dai acces să vorbească cu tine. Ori vrea prin altcineva să ia contactul cu tine ca să vorbească cu tine, ca să te aștepți. Da. Cine mai vine către tine? E o femeie din zodia Leu. Uite. Ia femeia asta sau... Cine este persoana asta care vrea să vină către tine, deși sunteți două femei? E regina de bâte și regina de săbii cu puterea. Sunteți două femei din zodia Leu? Sunteți trei femei din zodia Leu? Sau poate ești două femei din zodia Leu și un bărbat din zodia Pești? Și un bărbat din zodia Berbec și aici. Ce este aici? Okay. Ideea este că o să vină către tine cineva cu dorință de comunicare. Foarte multă abundență în următoarele 72 de ore. Foarte multă reușită aud ca și mesaj. Încheierea multor contracte, manifestarea, uite. Tu le-ai manifestat și ele vin către tine. Este o bucurie foarte mare faptul că vei avea o reușită foarte mare pe partea de muncă în următoarele 72 de ore. Depășești un blocaj sau o pauză. Dacă ai fost în concediu sau n-ai mai avut chef să muncești, ai vrut pur și simplu o pauză pentru tine, o depășești și urmează o împlinire sufletească foarte mare.
Poate că familia te ajută în proiectele tale. Ori tu ești mândru sau mândră că ai depășit perioada asta de încetinire din punct de vedere financiară care era cauzată de... poate pur și simplu ai luat o pauză. Uite de ce era cauzată. 8 de săpi și diavolul. Poate erau fricile tale, poate erau vicii, poate era risipă de bani, ori poate cineva chiar ți-a făcut un binding din ură. Vreau să văd cine era diavolul și 8 de săbii. Uite-o. Tot ea. Regina asta de săbii, pe care am văzut și la varianta 1 și are puternic aspectat fecioară din câte am văzut. Geme în balanță, vărsător. Mai eu nu știu ce zodie. Scorpion mai văzusem. Capricorn. De ce ți-a făcut regina asta de săbii asta? Din cauza regelui de cupe. Ea e geloasă pe tine pentru că regele ăsta de cupe te iubește, rac pe scorpion. Da, e foarte geloasă. Dar totul a căzut pe ea. Și a căzut foarte nasol. Asta e partea proastă. Și am vorbit și la varianta numărul 1. Adică ea face rău persoanelor din jur pentru el, care nu o vrea. Și acum îi se întoarce dublu rău și trebuie să se asume. Ok. Deci cu cei de și regele de cupe? Da, e justiție. E justiție. Ea va trebui să plătească pentru ce am făcut. Asta este. Și plătește deja. 6 de putem. Cuiva o să-i pare rău că a făcut treaba asta. Cuiva o să-i pare rău că ți-a făcut rău. Pentru că tu ți-ai văzut de treburile tale, eu vorbesc cu doamnele aici, tu ți-ai văzut de treburile tale, iar o femeie te-a atacat pur și simplu din gelozie pentru că avea impresia că bărbatul respectiv te place pe tine și poate chiar te place, dar nu este vina ta. Poate să fie, nici actuala nu o mai văd, o femeie care a trăit fostul tău, dar el te vrea tot pe tine înapoi. Și aud ca și mesaj, sunteți suflete gemene, te iubește și te va iubi mereu. Mereu te va iubi. Bun. Concluzia pentru cei de la varianta numărul 2. Următoarea 72 de ore. Concluzia este că dacă ești leu, uite energia asta frumoasă. Energia asta frumoasă, sau indiferent ce zodie ai fi, o să ai un succes financiar. Cum să zic? Stai puțin să-mi găsesc cuvintele. Tulburător pentru vrăjmașii tăi care ți-au făcut sau ți-au dorit acea piedică. Tulburător pentru ei. Bun. Nu pot. Tipic mie. Atât am avut pentru cei de la varianta numărul 2. Vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și haideți să treci la varianta numărul 3. Bine v-a regăsit, dragii mei. Am revenit cu varianta numărul 3. Haideți să vedem pentru cei de la varianta numărul 3. Ce vă așteaptă în următoarele 72 de ore? Evenimente importante pentru cei de la varianta numărul 3. Evenimente importante. Oh. What? Mi s-a tot repetat 1, 2 și 3, dar ceea ce văd la 3 este mult prea mult. Văd o femeie care țipă, amenință, nu știu cum și ce sunteți, dar vă rog frumos să aveți grijă. Văd un bărbat care a ajuns la disperare. Nu știu cum să scape de o femeie și scena pe care o văd eu nu e tocmai ok. Te bați pe malul unui lac cu persoana aia? Te o pădure lângă ceea ce văd eu ca și scenă? Nu știu ce scenă văd, dar nu e ok.
Au ca și mesaj altă soluție, nu găsesc să scap de tine. Dana. Diana, Dana. Singură ți-ai făcut asta cu mâna ta. De ce mă obligi pe mine să-mi pun genunchi în cap pentru greșelile tale? De ce nu pot să scap de tine? De ce mă obligi să mă simt vinovat pentru greșelile tale? Ești o femeie malefică. Asta e discuția între, asta e discuția pe care eu o văd între bărbatul și femeia asta. În următoarele 72 de ore. E posibil aici ca cineva să ia o măsură foarte drastică în ceea ce ține de o femeie, luați cum rezonează viceversa. Poate și femeie pentru bărbat, pentru că văd că se ia o interdicție să nu se mai apropie de persoana respectivă și văd că se intervine cu haină de stat în ceea ce ține de o persoană care pare o persoană destul de periculoasă din punct de vedere obsesiv. Cineva spune, nu mai pot să mai rezist, să-mi agasez toate rudele, prietenii, să vii la mine acasă sau să mă urmărești sau să sau să-mi fie teamă pentru familia mea sau ești o persoană ruptă de realitate și trebuie să stai unde ți este locul, spune cineva. Cineva face o plângere în modale 72 de ore împotriva cuiva și spunea, altă soluție nu mi-ai dat. Altă soluție nu mi-ai dat și am atâtea dovești, anume mesaje, vocale, scrise, telefoane, registrate, tot ce trebuie ca eu să scap de tine. Ok. Femeia care este în situația asta și face asta este o femeie care are părul foarte lung din câte văd. Da, cineva spune, nu mai accept șantajul tău și ceea ce faci față de mine, familia mea, mesajele pe care le trimiți tuturor, este de ajuns și este momentul să se ia o măsură. Exact, eu țin de familia mea sau țin de liniștea mea sau nu vreau, nu-ți permit să faci așa ceva. Cineva o să aibă un foarte mare succes apelând la lege în ceea ce ține de acest conflict. Cineva amenință copilul cuiva aici sau amenință pe partea de copii? Pentru că cineva ia o măsură foarte drastică. Cineva ia o măsură foarte drastică aici. 5-6 de cupe? Da, da. Cineva spune, o să trebuiască să fac asta pentru că altă soluție nu găsesc cu tine. Da. O să trebuiască să apelezi la judecată, poate este chiar un proces, în legătură cu acest conflict pe care tu îl creezi. 5 de cupe? Da, da. Poate și femeie către bărbat face asta. Poate bărbatul face asta. Poate fi și așa. Ok? Ia cum rezonează pentru tine. Vreau să văd 7 de bâte și 9 de săbi. Cineva spune, nu mai accept șantajul ăsta emoțional. Nu mai accept să-mi faci asta. Nu mai accept să mă faci să mă simt vinovat sau vinovată. Nu mai accept să... Două pentacule, 7 de cupe. Nu-ți mai permit să-mi urmărești persoanele iubite sau nu mai permit să-mi urmărești viața sau cu cine umblu eu. Nu mai permit să-mi urmărești familia sau copiii sau... cineva aici este în afara ariei. E o persoană care agasează pe cineva. Da. Un bărbat
lasă-mă aici, încetează cu obsesia asta. Încetează cu ceea ce faci să urmărești persoana asta, pentru că persoana asta nu are nicio vină în ceea ce simți sau crezi tu. Persoana asta nu ne-a despărțit pe noi. Eu nu te vreau pe tine. Nu persoana asta ne-a despărțit. Oricât ca și mesajul, un bărbat îi explică unei femei ceea ce e adevărul. Pentru că dacă tu te uiți ca doamnă la mine și nu mai ai de-a face cu bărbatul ăsta, asta e o femeie, o actuală, mult spus, geloasă pe bărbatul ăsta, pe tine. Pe tine, că mai are vreo treabă cu tine. Tu care ești... Fosta relația acestui bărbat. El e fostul tău, ok? Tu nu ai nicio treabă cu bărbatul ăsta. Femeia asta e total debusolată. Poate ați rămas prieteni sau poate a mai fost o colaborare de amiciție. Sau poate n-a fost nimic, ok? Cineva aici este total eronat. Oricum bărbatul ăsta nu vrea femeia asta și cu atât mai mult încearcă să-i spună încetează cu obsesia asta. Încetează cu a-mi urmări persoanele care am de-a face sau încetează cu, poate femeia asta i-a luat numerele de telefon din telefon, poate te agasează pe tine cu număr necunoscut sau după alte numere. Poate nici nu știi treaba asta. Bărbatul ăsta îi spune încetează cu chestia asta. Uite, încetează să-mi urmărești persoanele dragi. Exact. Toată, probabil că aici e un blocaj de lume sau un blocaj de mai multe numere de telefon. O avalanșă de apeluri după mai multe numere de telefoane care vin din partea unei femei care face treaba asta. Ok? Wow. Sau multe apeluri. Gemeni, pești. Ok. Și cum se rezolvă situația aici? Ia să vedem. Cum se rezolvă situația aici? Nu știu cum se rezolvă. Nu bine. Nu cu turnul și ce trebuie să vezi. Mi-a blocat pe cineva. Nu există nicio șansă. Lega pe cineva. Bloca pe cineva. Pentru că altfel cineva nu se oprește aici. Cineva ori leagă o persoană aici și spune, lasă-mă în pace. O să mă lași în pace, că dacă nu mă lași în pace, o să mă lași în felul ăsta. Da. Bun. Asta am avut și pentru cei la varianta numărul 3. Acesta a fost video din această seară. Vă pup și ne vedem pe data viitoare.